Liberalii și-au votat noul președinte printre huiduieli și aplauze la un congres la care au venit 5.000 de delegați, deși capitala a depășit rata de infectare de 4 la 1.000. Loredana Salomia ne spune mai multe. Bună seara, Loredana, ce noutăți ai? Bună seara, Simona! Bună seara, doamnelor și domnilor! Deocamdată nu știm rezultatul final. În aceste momente se numără voturile și urmează să aflăm cine va fi următorul lider pentru Partidul Național Liberal. Cert este faptul că au avut parte astăzi de o zi extrem de tensionată. Delegații din teritoriu au trebuit să aleagă cine le va fi lider în următoarea perioadă și au avut de ales între două variante. Fie actualul președinte al Partidului Național Liberal, Ludovic Orban, fie actualul premier al României, Florin Câțu. Congresul a fost deschis chiar de președintele țării, Klaus Iohannis, care a ținut un discurs în care a criticat campania ținută de cei doi contracandidați, o campanie presărată cu foarte multe atacuri ce nu au făcut decât rău imaginii partidului, spunea șeful statului. Așadar, din moment în moment urmează să aflăm și cine a câștigat această bătălie, însă a fost o zi extrem de interesantă. Protestatarii nu au lipsit, i-au așteptat pe membrii PNL aici la sediul Romexpo și le-au făcut o primire cel puțin interesantă celor pe care îi acuză că de la atâta luptă pentru funcții și putere au uitat să lupte și pentru țară. Însă haideți să urmărim împreună imaginile de astăzi. Așa au fost întâmpinați membrii Partidului Național Liberal la intrarea în Romexpo, cu manele și un ciolan de 2 metri. A fost adus de protestatarii sătui de modul în care liberalii au guvernat țara. Manele! Așa, le-am adus acest ciolan imens pentru a înțelege că e timpul să termine cu lupta pe ciolan și să se țină de promisiunile pe care le au prin programul de guvernare. Atmosferă tensionată a fost și în timpul congresului. Florin Câțu și-a susținut discursul printre huiduielile colegilor de partid. Cu toate acestea, vorbele grele aruncate de o parte dintre liberali nu i-au șters zâmbetul de pe buze premierului. Cei care strigați demisia știți că înseamnă să vă dați jos propriul guvern, da? În schimb, oponentul său, Ludovic Orban, a fost primit cu urale. Încep prin a le spune celor câțiva care au huiduit și au fluierat că îi dezaprob din punct de vedere moral, din punct de vedere al opiniei publice. Ludovic Orban a câștigat această competiție. Președintele României, prezent și el la Congresul Liberalilor, a criticat atacurile care au apărut între membrii partidului. S-au folosit cuvinte dure care sapă credibilitatea unui partid puternic încercat. Spectacolul a fost admirat și de la terasă, printre fumul de la grătar și mirosul de mici. Către toți susținătorii mei, lăsați-l pe Florin Câțu să-și prezinte moțiunea! Mă, președinte, nu am nevoie de susținere, eu pot să susțin moțiunea. Do your worst. Liberalii veniți din toată țara s-au înghesuit să savureze un mic și o bere în timpul discursurilor. Încă de la începutul congresului, în fața grătarelor, s-a format o coadă uriașă. Doar cei norocoși au prins loc la masă. O gustare înainte de congres? Da. În fața platourilor cu fripturi și cartofi prăjiți, delegații PNL dezbăteau cine ar trebui să preia șefia partidului. Trebuie să mâncăm un pic tradițional și intrăm imediat. Să puneți putere pentru vot. Exact. Pentru Orban. Câțu iasă, cine domnul premier Câțu. Aproape 5.000 de oameni au participat la congres, deși incidența în București este de peste 4 la 1.000. În pavilion au putut intra doar cu certificatul verde, dar măsurile de protecție au fost ignorate de unii participanți. Deși purtau mască, oamenii s-au îngrămădit la intrare, unde nu au mai păstrat distanța față de ceilalți. Moartea lui Valentin Mager, un cunoscut colecționar de opere de artă din capitală, care a decis să încheie socotelile cu viața, este învăluită în mister. Potrivit apropiaților, bărbatul a fost infectat cu noul coronavirus și abia a scăpat cu viață după ce a fost internat în secția de terapie intensivă. Depresia severă ar fi fost cea care l-a împins să recurgă la gestul extrem.
Gabriel Mager, în vârstă de 38 de ani, a fost găsit fără viață în apartamentul său din capitală, chiar de părinții lui. Gestul extrem i-a șocat pe toți cunoscuții, mai ales că nimic nu prevestea tragedia. Recent, colecționarul a fost în Indonezia, țara natală a soției sale, unde s-a bucurat de o vacanță alături de întreaga familie. Nu avem cuvinte să descriem durerea pe care ai lăsat-o în urma ta. Toată familia este distrusă, ne-ai distrus pe toți. În inimile noastre rămâi pentru totdeauna, te vom iubi mereu, ești sufletul nostru bun. Anticarul și-a încheiat socotelile cu viața la doar o săptămână după ce devenise tată pentru a doua oară. Astfel că decizia lui este una cu atât mai șocantă și mai greu de înțeles pentru familie, care spune că întotdeauna l-a văzut ca pe un bărbat fericit și împlinit, alături de cei doi copii și soția sa. Cu toate acestea, rudele le-au spus anchetatorilor că se confrunta cu o depresie severă de ceva vreme și foarte des îl vedeau trist și abătut. Ba mai mult, anticarul ar fi fost infectat cu noul coronavirus în Indonezia, unde a ajuns la terapie intensivă în stare gravă. Cunoscuții cred că acesta a fost un moment care l-a dărâmat din punct de vedere psihic. Zâmbeai mereu și parcă te văd zâmbind și acum ștrengărește, uitându-te la noi de sus. A fost un șoc pentru noi toți și grea și urâtă durere ai lăsat în sufletele noastre. Cuvintele sunt goale și sărace pentru a descrie golul lăsat de tine. Potrivit unor surse din anchetă, el ar fi vândut opere de artă ce purtau în semnul unor artiști de renume, însă în realitate erau falsuri, astfel că nu este exclus ca teama să fie tras la răspundere să-l fi măcinat până la decizia de a-și lua viața. Între timp, polițiștii încearcă să afle de unde a reușit colecționarul să cumpere pistolul cu care a comis gestul extrem. Un bărbat din Baia Mare a fost trântit la pământ și lovit de un polițist local. Din primele informații, oamenii legii au fost chemați la fața locului pentru a-l potoli pe bărbatul care ar fi deranjat mai mulți clienți ai unui magazin, însă odată ajuns acolo, agenții au devenit nervoși și l-au agresat. Totul s-a întâmplat spre orele dimineții la un magazin din Baia Mare. În imagini se vede cum mai mulți bărbați așteptau la coadă în moment în care doi agenți ai poliției locale își fac apariția după ce ar fi fost chemați din cauza unui individ ce deranja clienții. După câteva momente de discuții, bărbatul îi amenință pe polițiști, iar unul dintre ei nu își mai poate stăpâni furia și îl trântește cu toată puterea la pământ, apoi îl lovește. Cel care intervine este chiar colegul agentului, care îi cere să se oprească, iar apoi polițistul pleacă nervos spre un alt bărbat, fără să îl imobilizeze pe cel pe care tocmai îl lovise, pe semne că nu îl vedea un pericol, astfel încât să fie justificată violența cu care a acționat. Și de parcă nu ar fi de ajuns, nici celălalt agent nu pare mai răbdător. După ce bărbatul abia se ridică, continuă să-l bruscheze. Șocată de ce s-a întâmplat și martore la scenele violente, vânzătoarea magazinului spune că bărbatul nu era deloc un pericol și nici nu deranja pe nimeni. După ce așa cu omul respectiv de pământ, a venit la mine să mă legitimeze fără un motiv anume. Nu pot să-l catalogiz un comportament normal, ca fiind un polițist și lucrând cu oameni, adică foarte urât. Băi mărenii sunt șocați și ei de imaginile deja viralizate. Se întâmplă ceva pe stradă, unde apelăm? La poliție. Dacă nu ar fi poliție, atunci unde? Oriunde am sunat, fie că e 112, fie că sunăm un prieten, primul lucru punem una pe telefon și sunăm poliția. Dar dacă în caz se prezintă un domn polițist, cum s-a întâmplat aici în Baia Mare, mai bine nu sunăm. Așa ceva e inadmisibil, un polițist să îmbrâncească un cetățean. Ca ce chestie? De unde e atâta putere la un polițist? Ce-i țara lui? Cine l-a pus? Cei doi agenți de la poliția locală vor fi acum și cercetați pentru purtare abuzivă. După o vară fără restricții, când România avea doar câteva cazuri de infectări și toate plajele erau pline ochii de turiști, acum stațiunile de la malul mării sunt în pragul carantinării. Costinești a fost de departe cea mai aglomerată stațiune unde turiștii stăteau buluc, unii peste alții, atât în apă cât și pe nisip.
Așa arătau plajele la orele prânzului. Nisipul călcat de mii de oameni acum este mai liber ca niciodată, spre norocul turiștilor care au ales să-și petreacă acest weekend în Costinești. Ne relaxăm puțin. Sunteți de aici, ne apropiere? Din Prahova suntem. De sezon estival sau acum? E mai liniște acum, așa cum e frumos, e liniște și... N-am apucat să venim anul ăsta la mare, ei da, au venit. Acum ați prins loc pe plajă? Da, atunci era... Super full. Și vremea a ținut cu ei. Ne bucurăm și de septembrie și de octombrie, pentru că a plecat toată lumea acasă și rămânem doar noi. Da, și ne bucurăm de litoral. Nu mai este aglomerație, e fain. Marea e foarte frumoasă, e vremea care ne place. Din păcate însă, miile de turiști care și-au petrecut vacanța de vară aici au adus scenariul roșu pentru întreaga stațiune. Așadar, masca a devenit obligatorie în spațiile publice aglomerate, precum piețe, stații de autobuz sau târguri. Cifrele în ceea ce privește situația epidemiologică a comunei Costinești nu arată prea bine. La nicio lună de la încheierea sezonului estival, în Costinești a fost raportată o rată de incidență de 4,6 la 1000 de locuitori, iar în ultimele 14 zile au fost confirmate 16 cazuri noi de coronavirus. Aceeași situație se regăsește și în celelalte stațiuni, unde rata de incidență este în continuă creștere. Acest lucru nu pare să fie un motiv de îngrijorare pentru locuitori, dar nici pentru turiștii pe care i-am mai găsit pe faleza cazinoului pentru a se bucura de soare. Da, am venit să ne plimbăm puțin. Avem câteva zile libere și profităm că încă mai este cald. Și ce faceți? Cum vă ocupați timpul acum? Na. Vizităm în mare parte și descoperim altfel, să zic așa. Adică nu ca toți turiștii, vara se stai la plajă, ne plimbăm și descoperim orașul. We just arrived, so we didn't have the time to explore the city, but we expect to go to the beach and go swimming and hopefully we can visit some monuments and stuff. Am zis să venim înainte de începe facultatea, să mai dăm o tură așa. Am fost și înainte, dar să mai venim o dată. Și în Constanța se întorc restricțiile. Masca a redevenit obligatorie în aer liber în toate spațiile publice aglomerate după ce rata de incidență a depășit 2 la 1000 de locuitori. După ce zilele trecute la Timișoara s-a jucat ping-pong cu aplicarea restricțiilor de noapte, acum bănățenii stau din nou ca pe ace pentru că rata de infectare este de aproape 6 la 1000 de locuitori. Până una alta au împânzit orașul, s-au plimbat și au stat la terase cu prietenii. Centrul a fost plin în această după-amiază. Suntem în centrul Timișoarei, unde în aceste zile au loc zilele maghiarilor, în ciuda ratei mari de infectare din orașul de pe Bega. Am venit cu copiii la plimbare. E soare, e plăcut afară și am venit să ne plimbăm. Încercăm să ne protejăm și să fim ok și ne bucurăm puțin de soare. Am ieșit cu copilul să profităm de zilele astea de toamnă frumoase și să admirăm puțin orașul, pentru că am stat foarte mult retrași acasă. La câteva străzi distanță, bănățenii s-au pierdut în norul de fum gros de la grătarele încinse în inima orașului. Aș dori, vă rog, la pachet un piept de pui la grătar și cartofi din aceștia. Ne bucurăm, da, de ultimele zile, două zile, trei, câte o să mai fie. Și terasele au fost pline. Relativ relaxare, dar am profitat de vremea asta încă bună să mai beau o cafea. E bine. E bine, profităm de vreme. Vremea bună face plăcută șederea afară la aer liber. Cu restricțiile cum vă împăcați și cu faptul că suntem la un pas distanță de restricții mai severe? Vaccinat sunteți? Vaccinat, trecut prin boală, s-o obișnuit cu restricțiile, n-am problemă. Nu sunt om nocturn ca să umblu seara, deci dacă se impun restricțiile, n-au decât. Dar când e vreme frumoasă, tot aici mă găsesc la o cafea. Ultima dată când în Timișoara au fost restricții de noapte a fost în luna martie acestui an, când orașul s-a aflat în carantină totală pentru că rata de infectare era de 7,49 la 1000 de locuitori. Acum rata este de 5,98 la 1000 de locuitori. După ce rata de infectare va trece de 6 la 1000 de locuitori, restaurantele, barurile și cafenelele se vor închide la ora 18. Nu se va mai circula noaptea decât cu declarație pe propria răspundere, iar sălile de sport vor funcționa la jumătate din capacitate. Suntem pe locul 4 la nivel european în ceea ce privește producția de miere, dar cu toate acestea România importă miere contrafăcută în condițiile în care exportă miere de înaltă calitate. Producătorii noștri se plâng că nu au cui să vândă mierea produsă, în timp ce românii o cumpără din supermarketuri plină de zahăr și apă.
Pe raftul cu miere românească găsim adesea miere din China, de exemplu. Dar informația o găsim scrisă cu litere mici pe eticheta produsului, despre care credeam că este 100% autohton. Și acesta nu ar fi singurul lucru care poate induce în eroare cumpărătorul. Uite, de exemplu, să depune. Asta înseamnă că cu timpul are și natural, are și artificial, adică e cu zahăr. Dacă o desfaci, ei pun bețișoare și atunci cum picură. Dacă picură despărțit, nu-i bună. Dacă picură constant, o picătură așa ca lacrima, înseamnă că e miere bună. Petru Erdoș este apicultor de ani buni. Are 280 de stupi în curtea casei și produce cu ajutorul lor în jur de 10 tone de miere anual, pe care o trimite în toată Europa. Rezistă bine la transport? Rezistă foarte bine la transport. Mierea nu are condiții prea mari de transport sau de păstrare. Deci, dacă ea e maturată, e căpăcită și stoarsă bine la timp, deci e foarte bine. Atunci nu e obligatoriu. Mierea normal se păstrează la temperatura camerei. Trimite miere în străinătate, în țările europene aici la noi, am trimis și în Canada. De unde solicită românii noștri care sunt plecați, dar și băștinașii care sunt acolo. Am primit comenzi, de exemplu, am trimis 100 de kilograme la o comandă. În timp ce producătorii noștri își trimit marfa către alte țări, românii cumpără produse de calitate inferioară. Anual importăm cam o treime din ceea ce producem, dar specialiștii avertizează că multe dintre produsele de la raft ar putea conține apă, lucru ce se poate observa doar în urma analizelor. Vizual este imposibil să ne dăm seama, mai ales datorită faptului că falsificatorii sunt destul de buni. Așa au descoperit că într-un borcan poate fi o cincime apă și restul miere. Se citește indicele de refracție, care este corelat cu conținutul de umiditate din miere, cantitatea de apă. E puțin cam mare din punctul meu de vedere. Din păcate, consumatorul direct poate fi ușor păcălit. Anual, România produce în medie 22.000 de tone de miere, însă ne situăm la coada clasamentului în ceea ce privește consumul. Datele statistice arată că românii consumă de 3 sau chiar 4 ori mai puțină miere comparativ cu cele 2 kg consumate anual de fiecare german, olandez sau belgian. Tot mai mulți antreprenori la început de drum descoperă un partener de nădejde în TikTok. Nu investesc bani în promovare, ci timp în crearea de conținut care să le aducă clienții din online în local. Succesul se vede rapid, spun doi prieteni din copilărie care și-au deschis o pizzerie la Sibiu. Ca să-i știe tot Sibiul că fac pizza bună, Rareș și Angelo, proaspăt intrați în afaceri, își fac reclamă pe TikTok. În centrul atenției pun mai mereu blatul crocant și aburind, plin de ingrediente proaspete, în fața căruia cu greu reziști. Chiar din prima zi de când am deschis, mâine se vor face 3 săptămâni de când am deschis, am rămas surprins și plăcut. A fost un val destul de mare de persoane care au comandat. Mult tineret, au venit foarte mulți. Cei doi prieteni din copilărie au investit în total 6.000 de euro ca să-și deschidă pizzeria, iar succesul a venit firesc, spun ei, din pasiune și determinare. Odată la câteva comenzi onorate, mai postează pe contul pizzeriei un material apetisant. Pur și simplu suntem urmăritori de TikTok amândoi și ne-am gândit, hai să facem și noi TikTok-uri și da. Vizualizările nu sunt foarte multe deocamdată, dar sperăm să ajungem virali. Milioanele de vizualizări la care visează nu sunt imposibile. Mai vechi pe piață, acest lanț de cafenele cu prăjitorie proprie are o întreagă echipă de marketing care se ocupă de promovarea produselor și locațiilor pe rețelele de socializare. De curând, clujenii au început să creeze clipuri și pentru contul de TikTok. Aduc cel mai mare reach. Sunt cele pe care ne concentrăm și noi pentru că ne plac videourile, ne place să interacționăm cu brandul cât mai mult, iar video spune de cel mai multe ori o poveste mult mai comprehensivă decât o imagine. Cristi este trainer în materie de cafea de specialitate. Cu ajutorul lui, specialiștii creează cele mai creative fotografii și filmări, care ajung apoi să fie postate în online. Clipul pe care l-au filmat astăzi are și un scop educativ pentru iubitorii de cafea. Foarte important, înainte să gustăm pur și simplu cafeaua, să simțim aromele în umed. Foarte complexă, foarte fructată. Alții optează pentru campanii de promovare costisitoare, la care participă influenceri cu mulți urmăritori. TikTok-ul este platforma care le oferă mai nou cea mai mare expunere.
Cei 2 ani de restricții au făcut să explodeze o industrie în care nu multă lume râvnea să lucreze odihnioară, cea a livratorilor. Acum, când cererea este în creștere, tot mai mulți angajați caută să-și rotunjească veniturile și fac curierat în timpul liber. Fie că vorbim de artiști, ingineri sau simpli muncitori necalificați, reușesc să câștige câteva mii de lei pe lună ducând mâncare sau produse alimentare la domiciliul clienților. Corneliu cântă la trompetă și lucrează de mai bine de 8 ani la opera din Timișoara, dar cum salariul e modest, anul trecut s-a gândit ca în timpul liber să facă ceva ca să câștige un ban în plus. Așa a ajuns să fie livrator de mâncare part-time. Da, comanda pe Cătălina. Da. Acum cu pandemia, un prieten meu zice, de ce nu încerci pe... Ia vezi cum, hai să încerc. Cu bicicletă. Acasă? Da, ne plictiseam, era... problema cu declarațiile alea, aveam automat dreptul să umblu unde vroiam cu ocazia asta și am profitat și după am început să placă. Chiar îmi place, cred că nu m-aș lăsa. Asta pentru că fiecare zi e o aventură și a început să iubească să coboare printre oameni, nu să-i privească doar de pe scenă. Când am timp liber, mă activez, mi-au ore în programator, că acum așa e la 2 ore, 4 ore, 6, cât am timp, chef și... Fac un pic mișcare, de obicei fac cu bicicleta. De altfel, această meserie care a explodat, mai ales în pandemie, a prins și tinerii. El are doar 23 de ani și e pasionat de parcurs. Și a spus că poate ușor combina asta cu munca. Și a gândit bine. Ca livrator câștigă 100 de lei în câteva ore. Solicitantă munca? Depinde câte ore lucrezi și cât vrei tu să lucrezi. Că poți să lucrezi cât vrei, aia e fain, că poți să faci programul cum ai tu chef. La câteva străzi distanță o întâlnim pe Liliana. Este inginer de mediu și nu se rușinează deloc că muncește și ca livrator. Și-a cumpărat o trotinetă electrică în rate ca să facă asta. E destul de greu, nu e ușor. Toată lumea crede că e ușor și că câștigi cât unul de pe tir, dar nu e așa. Pot să-mi aleg eu programul, pentru că poți să faci, să ai un salariu mai bun. Business-ul de livrare rapidă a produselor acasă a cunoscut în ultimii ani, în special în ultimii 2 ani, o creștere accelerată. În cadrul companiei noastre avem un număr mare de livratori, jumătate lucrează full-time, jumătate lucrează part-time. Și e nevoie mereu de oameni noi. Numai în 2020, românii au făcut prin aplicațiile de livrări 8 milioane de comenzi și piața e în continuă creștere. Revenim acum la Romexpo pentru rezultatul final al votului celor 5.000 de delegați. Bună seara din nou, Loredana. Cine a câștigat șefia PNL? Bună seara, Simona. Bună seara, doamnelor și domnilor. Avem rezultatul oficial. Rămâne șef la Partidul Național Liberal Florin Câțu, iar voturile au fost 2878 pentru noul președinte al Partidului Național Liberal Florin Câțu și pentru Ludovic Orban doar 1898. Dacă le adunăm, vedem că nu sunt 5.000 de voturi în total, asta pentru că sunt foarte mulți membri care fie nu au votat, fie au fost voturi anulate. În total 224 de voturi, iată, care nu au fost luate în considerare sau care nici măcar nu au fost date, și asta pentru că au existat membri din Partidul Național Liberal care nu au știut încotro să se îndrepte și cu ce tabără să meargă mai departe. Așadar, în acest moment putem ști sigur și faptul că Florin Câțu va rămâne premierul României și așadar rămâne de văzut ce se va întâmpla pe mai departe, având în vedere criza politică, o criză care a fost creată în ultimul timp tocmai din cauza acestui congres care urma să stabilească noul lider al partidului de dreapta. Deocamdată acestea au fost informațiile. Simona, înapoi la tine. Mulțumim foarte mult, Loredana. Omul modern petrece zilnic cel puțin 9 ore la birou, timp în care stă mai mereu așezat pe scaun. Așa se face că problemele cu spatele au devenit o normalitate a zilelor noastre și puțini sunt cei care încearcă să prevină aceste afecțiuni. Alina este medic stomatolog, petrece peste 10 ore zilnic la locul de muncă, iar în cazul său, cu timp, durerile de spate s-au agravat. Așa se face că, de mai bine de un an, s-a văzut obligată să facă ședințe de kinetoterapie. Poziția este una vicioasă, cocoșată, să zic așa, și, bineînțeles, în timp apar dureri dacă nu facem pauze în timpul între pacienți. Statisticile arată că durerile de spate apar frecvent la persoanele cu vârste cuprinse între 30 și 50 de ani, iar cauza principală pare să fie postura incorrectă. Bazinul în spătarul scaunului, ridici pieptul, ok, iar picioarele trebuie să le ții
puțin întinse aici și cam asta este poziția de stat pe scaun. Închetura pumnului, genunchii sunt zone care sunt tot timpul lovite de statul foarte mult la birou. Zona cervicală din cauza poziției cu capul a plecat spre monitor, zona lombară din cauza poziției incorrecte de a sta pe scaun. Pe de altă parte, medicii avertizează că o postură incorrectă pe termen lung poate provoca afecțiuni grave. Se destabilizează coloana, apar procese inflamatorii, contracturi musculare. În urma contracturilor musculare se deshidratează discurile și ele își pierd elasticitatea și astfel la o mișcare un pic nefirească, să spunem așa, ajungem să facem hernie. Astfel, specialiștii au găsit tot felul de soluții pentru a le îmbunătăți calitatea vieții celor care își petrec mai mult timp în scaunul de birou. Pentru a alterna pozițiile de lucru, specialiștii ne recomandă birourile de tip standing desk. Concret, un astfel de birou ne permite lucrul din picioare, timp în care musculatura are timp să se relaxeze. În fapt, oamenii s-au gândit chiar și la fotolii de masaj, mai ales în ultimul an, când foarte mulți și-au mutat biroul acasă. Acesta este de întindere, practic pune presiune pe zonele în care se află pernele de aer, zonele de picioare, pernele de la umeri, vă forțează să stați cu spatele cât mai drept și el trage cumva pentru îndreptarea coloanei. Specialiștii recomandă 15 minute de masaj zilnic într-un astfel de scaun, iar prețurile se încadrează între 5.000 și 34.000 de lei. Pe o vreme mofturoasă, dominată ba de soare, ba de frig, în tot mai multe sere din țară, se culeg ardeii multicolori înfrățiți cu vestiții chili. Mici cât o unghie, dar extrem de iuți, mini ardeii decorativi, se vând bine, spun fermierii. Cumpărătorii îi preferă în schimbul celor clasici, pentru că se pot bucura de ei și altfel. În această seră din apropiere de Sibiu cresc ardei roșii ca focul, care ne duc cu gândul la însoritul Mexic. Spre deosebire de chili, aceștia sunt mai mici și nu la fel de iuți. Marele lor avantaj, spune fermierul, este că pot fi cultivați chiar și în casă. Este un soi de mini ardei iute, Acapulco se numește, un soi de ghiveci, care putem să-l folosim și ca și ornament pe pervazul geamului, dar se poate folosi și în scop culinar. Ardeii decorativi cresc cel mai bine la o temperatură optimă de minimum 20 de grade, într-un loc cu multă lumină, ideal în balcon. Culorile vesele îi fac să arate bine la fereastră, dar și în farfurie. Un ghiveci costă între 20 și 25 de lei, iar cumpărătorii amatori de gustări picante îi caută în această perioadă ca să-i mănânce proaspeți ori în saramură. Cei mai neînfricați îi pun la uscat și fac din ei un praf iute, asemenea celui de boia. Sunt gustoși. Pișcă într-adevăr destul de tare și dau o savoare deosebită mâncărurilor în care sunt folosiți. Cine comandă de obicei? De obicei gospodinele, persoanele fizice, cele care vor bineînțeles să aibă și un pervaz frumos, care arată foarte bine. Producția o vinde într-un hub cu produse locale din zona Sibiului. Pe raftul alăturat își așteaptă cumpărătorii și murăturile din import. Ardei jalapeno murat este un soi de ardei mexican, foarte pișcăcios, are o iuțeală deosebită, dar este și foarte gustos. Pentru varianta mexicană a ardeiului iute, clienții plătesc între 20 și 40 de lei. Doamnelor și domnilor, jurnalul se oprește aici. Dacă aveți un subiect care poate deveni o știre, ne puteți trimite informațiile și imaginile pe numărul de WhatsApp 0753 123 133. Sau așteptăm un e-mail la adresa info@canalde.ro. Cele mai importante informații ale zilei le găsiți și pe site-ul nostru știrilecanalde.ro. Și nu uitați să intrați pe pagina de Instagram știrilecanalde.ro. Eu sunt Simona Pătruleasa, vă mulțumesc pentru atenție, ne revedem mâine de la ora 12. O seară liniștită vă doresc. La revedere! Bună seara, dragii noștri! Astăzi am avut vreme predominant frumoasă. Cerul a fost variabil cu norări în nord-est și în zona Carpaților Orientali. Vântul va sufla slab și moderat, iar temperaturile maxime se vor încadra între 17 și 28 de grade în sud-vestul țării. La noapte, vremea se va menține răcoroasă. Cerul va fi variabil cu norări la munte și în regiunile sud-estice, dar numai cu totul izolat va ploua slab, mai ales în zona Carpaților Meridionali. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 4 și 14 grade. Mâine vremea se încălzește ușor.
ușor. Va fi destul de cald pentru această perioadă anului. Spre seară, cerul se va înnora în jumătatea de nord a Moldovei, unde izolat vor fi condiții de ploaie slabă. Maximele zilei vor oscila între 21 și 29 de grade. Haideți să vedem ce se întâmplă cu vremea în fiecare zonă a țării. În Muntenii, atmosfera este superbă. Va fi cald, iar cerul va fi predominant senin. Termometrul va indica 26 de grade în Ploiești și 27 în Călăraș. În Transilvania, temperaturile vor fi mai generoase decât ieri. Vântul va sufla slab, iar maximele ajung la 24 de grade la Sibiu, la fel și la Alba Iulia. În Moldova, vremea se încălzește. În jumătatea regiunii se vor semnala înnorări, în special în a doua parte a zilei. Vor fi 23 de grade la Botoșan și 25 la Galați. În vestul țării se simte încălzirea vremii. Se anunță o zi însorită, iar vântul va dia plăcut. Se vor înregistra 27 de grade la Arad și 28 la Timișoara. În Oltenia avem parte de o zi extrem de frumoasă. Va fi cald și soare, iar valorile termice ajung la 28 de grade în Râmnicu-Vâlcea și Târgu Jiu. În Dobrogea cerul va fi senin. Vântul va prezenta intensificări de scurtă durată, iar maximele urcă până la 23 de grade în Mangalia și 25 în Tulcea. În capitală, prima zi de weekend a adus o vreme frumoasă și însorită. Maxima a fost de 25 de grade. La noapte cerul va fi variabil. Vântul va sufla slab până la moderat, iar minima scade la 10 grade. Duminică vremea se încălzește ușor. Cerul va fi în mare parte senin, iar în jurul prânzului se vor înregistra 28 de grade. La munte vremea va fi frumoasă și continuă să se încălzească. Cerul va fi variabil cu înnorări, iar seara vor fi condiții de ceață și ploi slabe în zona Carpaților Orientali. Vântul va sufla slab spre moderat, iar valorile termice ajung la 18 grade la Semenic și 17 la Sinaia.